Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vorbim despre misterioasa Garta în mitologia română și legendele antice. Adevărurile despre istoria Pământului și despre istoria omenirii au fost codate de către strămoșii noștri și ascunse în legendele popoarelor, în Biblie și în alte scrieri istorice importante. Noi, cei de astăzi, trebuie să decodăm corect aceste adevăruri și să le transmitem mai departe urmașilor noștri. De ce au procedat astfel strămoșii noștri? Pentru ca oficialii timpurilor, lacomii de avere și de putere, să nu poată distruge niciodată adevărul. Oficialii de astăzi cunosc adevărul, tocmai de aceea încearcă să distrugă încrederea oamenilor din popor în scrierile vechi, în legendele popoarelor, în scrierile din Biblie, din Ramayana și Mahabharata. Oare de ce armate de falși și oameni de știință oficiali pun atâta râvnă să lămurească omul de rând că nu există niciun adevăr în scrierile vechi, că nu există Dumnezeu și că Biblia este o carte mincinoasă sau că nu există misterioasele civilizații din centrul Pământului, Agartha, Atlantida, Lemuria, Shambhala, ci există doar niște extratereștri ciudați care se plimbă cu farfuriile lor zburătoare mai nou pe deasupra unui pământ plat, nu rotund. Râvna oficialilor are scopul de a împiedica omul de rând să afle adevărul. Oficialii îl vor neștiutor, precum o oaie, pe omul de rând, pentru a-l putea stăpâni și manipula ușor. Unele lucruri despre care am fost învățați la școală ca fiind adevărate, în timp, studiate cu atenție, se dovedesc a fi false. De exemplu, știința ne spune unde sunt polul nord și polul sud, acolo unde toate meridianele se întâlnesc într-un singur punct, adică la poli. Și totuși, nu este curios faptul că până acum nici măcar o expediție nu a reușit să ajungă până la poli? Sau poate că a ajuns cineva acolo, dar știrea este ținută la secret de către oficialii care vor să stăpânească lumea și să o manipuleze așa cum vor ei. Dacă nu există paralelă, dincolo de latitudinea de 86 de grade, atunci cum poate cineva să ajungă la pol, care se află teoretic la latitudinea de 90 de grade? De ce vânturile nordice sunt din ce în ce mai calde, pe măsură ce se avansează în Arctica? De ce, dincolo de latitudinea de 83 de grade nord, există mare deschisă, adică dezghețată, și curenți calzi de aer? Odată atinsă paralela 82, de ce acul busolei devine brusc agitat și inutil? Dacă nu există râuri care curg din interiorul planetei spre a se vărsa în Oceanul Arctic, de ce la poli există atâtea iceberguri formate din apă dulce? Care este explicația faptului că în aceste blocuri de gheață și în apă se găsesc semințe și plante tropicale? De ce milioane de păsări și animale migratoare se îndreaptă spre nord, dincolo de cercul polar, în timpul iernii? Oficial, oamenii de știință, studiind mostre din scoarța Pământului, luate de la diferite adâncimi, au spus că Pământul este un corp solid, plin. Astăzi se presupune că formarea planetelor duce invariabil la acest model de planetă plină, ca o sferă solidă. Astronomii și fizicienii cred că gazele se condensează gradat până ce se ajunge la forma de sferă solidă. Cu toate acestea, există și alte posibilități. Știm că Pământul se învârte în jurul axei sale, așa se succed zilele și nopțile. Kate Malone, autor al unui interesant articol intitulat Pământul gol, în sensul că nu este plin, arată că forța centrifugă determină forma ușor turtită la poli a planetei, care deci nu este o sferă perfectă. Ca să vedem procesul de formare a planetei, ne îndreptăm atenția asupra mașinii de spălat cu storcător centrifugal. Rufele din centrifugă, care pentru viitoarea planetă sunt de fapt gazele și particulele solide și lichide, sunt aruncate spre exterior, așa încât centrul rămâne gol.
centrul nu se mișcă. Așa cum pământul nu s-a oprit niciodată din rotația sa, la fel această mașină de spălat nu încetează să se rotească. Ce se întâmplă, deci, cu toate rufele din centrifugă, dacă mașina nu se oprește niciodată? Se vor înghesui spre centru ca să umple golul format niciodată. Vor continua să rămână la periferie, iar centrul va fi gol. Deci, este posibil ca pământul să fie gol în interior și chiar locuit de ființe asemănătoare oamenilor. Să studiem o parte dintre dovezile care stau la baza acestei teorii. Multe popoare păstrează în folclor legende despre ființe din interiorul pământului, așa cum este cazul în marile insule din nord sau povești despre elfi, troli, pitici și giganți în folclorul Rusiei și al eschimoșilor. Toate acestea ne arată faptul că ideea unui pământ gol nu este deloc nouă. În anul 1909, ghizii eschimoși, folosiți de amiralul Peary în expediția sa, credeau că scopul călătoriei era descoperirea marelui popor din nord, din care ei s-au format. Majoritatea celor care au pornit spre nord în secolul XIX descriau mări de apă dulce și o climă caldă, pe măsură ce înaintau spre pol. De asemenea, se fac referiri la nori de praf, zone întinse de zăpadă în care au găsit polen, păsări și animale care migrează spre nord pentru iarnă, iar în blocurile de gheață au găsit vegetație și chiar mamifere, considerate dispărute, cum este mamutul, înghețate. Chiar și icebergurile sunt anomalii, pentru că sunt făcute din apă dulce în zone în care cantitatea de precipitații este sub 5 cm anual. Descoperirile făcute de Dr. Frederick Cook și amiralul Peary în 1908 și 1909 au fost considerate neconcludente. Nu s-a putut demonstra că vreunul dintre ei au ajuns la polul nord. Referiri similare se regăsesc și în tradițiile românilor. În cartea Mitologia Română, Romulus Vulcănescu, în capitolul Pământul Mumă, vorbește despre lumea albă în care trăiesc oameni, din care fac parte și ostroavele albe. Acești urici locuiau la marginea lumii într-un ostrov alb sau în mai multe ostroave albe din albia apei sâmbetei. Ostroavele românilor sau blajinilor s-au ridicat din apa sâmbetei în condițiile cosmogonice ale ridicării pământului din apele primordiale, ceea ce înseamnă că, în concepția mitică, ostroavele simbolizează pământuri neîntinate, ieșite în stare pură din apa sâmbetei, care, la rândul ei, este o apă sacră, numai că gradul ei de sacralitate ține de impuritatea ei progresivă în direcția iad. După o legendă străveche, apa sâmbetei izvorăște dintre rădăcinile bradului cosmic și înconjoară pământul de 7 sau 9 ori și se varsă în iad. La izvoarele ei este pură și sus pe pământ este un panaceu universal. Pe măsură ce înconjoară pământul, gradul ei de puritate scade, iar când intră în iad, clocotește în flăcări. De Paștele Blajinilor, în unele sate, pe malurile apelor curgătoare, se puneau în blide de lemn coji de ouă, părâmituri de cozonac și lumânărele, cărora li se dădeau drumul pe apă, ca să ajungă pe apa sâmbetei în ostroavele albe la români sau blajini, ca să serbeze și ei Paștele. Uricii albi țineau multe posturi albe și se îmbrăcau în alb, semn al purității lor sufletești. La români, doliul alb pentru bătrâni, codalbi, s-a menținut până în vremea noastră în unele sate din Bărăgan și Carpații Estici. Paștele Blajinilor, Paștele Morților sau Lunea Morților este o sărbătoare populară cu dată mobilă, dedicată spiritelor strămoșilor. Rădăcinile acestei sărbători vin din timpurile precreștine, când strămoșii noștri erau păgâni.
Despre aceasta ne mărturisesc și o mulțime de legende din tezaurul folcloristic al neamului nostru. Blajinii, care se mai numeau rohmânii sau rugmânii, sunt reprezentări mitice ale primilor oameni de pe pământ. Se spune că blajinii trăiesc sub pământ, pe tărâmul celălalt, dincolo de apa sâmbetei. Se spune că ei au luat parte la facerea lumii și că susțin stâlpii de sprijin ai pământului. Imaginați ca oamenii blonzi și socotiți urmași ai lui Set, al treilea fiu al lui Adam și al Evei, blajinii duc o viață cuvioasă și lipsită de griji, întemeiată pe virtute și pe incapacitatea de a face rău. Bărbații se întâlnesc cu femeile o dată pe an, la Paștele blajinilor, pentru a procrea. Băieții sunt crescuți de mame până merg în picioare și pot să se hrănească, după care trăiesc în izolare, împreună cu bărbații. Blajinii sunt credincioși, buni la suflet, blânzi și înțelepți, incapabili de a face rău, duc o viață austeră cu posturi severe. În popor se crede că locuiesc pe malurile unor râuri mari sau lângă ostroave sau la hotarul cu raiul și că în țara lor este mereu cald. Blajinii nu știu să calculeze sărbătorile, de a căror sosire sunt anunțați de către oameni. Ei știu că este Paștele atunci când văd că sosesc pe apa sâmbetei coji de ou roșu aruncate special de gospodine pe ape în vinerea sau sâmbăta din săptămâna patimilor. Când văd cojile de ou în țara lor îndepărtată, ei serbează Paștele, iar oamenii prăznuiesc Paștele blajinilor sau Paștele morților. În această zi, credincioșii depun ofrande pe morminte, împart pomeni, întind mese în cimitir, lângă biserică sau în câmp la iarbă verde. Dar pământul nu este singurul corp ceresc gol în interior. Numeroase fotografii ale altor planete și sateliții naturali, inclusiv Luna, demonstrează acest lucru prin forma și adâncimea craterelor formate la impactul cu diversi meteoriți. Mai mult, unele dintre ele, vizibile ca mici găuri negre, nu sunt decât pasaje și tunele de trecere spre interiorul planetelor respective. O parte esențială a viziunii despre Pământul gol este absența polului nord. Nu este un punct pe suprafața sa, ci o întreagă mare cu ape calde care conduce treptat spre interiorul Pământului. Haideți să vedem câteva probe în acest sens. Primul lucru demn de semnalat este faptul că busola o ia razna dincolo de cercul polar. Exploratorul norvegian Dr. Fridtjof Nansen și-a pierdut încrederea în instrumentele sale în expediția lui către polul nord și a recunoscut sincer că habar nu avea unde se găsea. După ce a coborât din nava Fram, Nansen a luat-o spre nord pentru a ajunge la pol cu o sanie plină de provizii și s-a întors mai târziu prin Spitsbergen, trecând prin ținutul Franz Josef. Din 29 martie 1895 până în primăvara anului 1896, Nansen a fost complet dezorientat. A admis că după ce a călătorit prin regiunile foarte reci, vremea s-a schimbat și s-a încălzit mult. Mai exact, temperatura creștea odată cu noile adieri ale vântului ce veneau dinspre nord. El spunea că, odată, soarele a devenit insuportabil de puternic. Nansen a făcut măsurătorii sonore ale apei și a descoperit că apa era din ce în ce mai caldă la adâncime. De unde venea această apă caldă? El a întâlnit animale care, după știința modernă, nu aveau ce căuta acolo. Pe 22 aprilie 1895, Nansen scria: am fost foarte surprins ieri dimineață când am văzut urmele unui animal în zăpadă. Era vorba de o vulpe și mergea înspre est. Urmele erau proaspete. Ce caută o vulpe aici? Erau semne clare că nu îi lipsea hrana. Eram în apropiere de țărm? M-am uitat în jur, dar a fost ceață toată ziua și e posibil să fi fost aproape de țărm fără să-l fi văzut.
În orice caz, un mamifer cu sânge cald, la paralela 85. Înainte să ne îndepărtăm, am dat peste o altă urmă de vulpe, care ducea în aceeași direcție cu prima. Nu pot să-mi dau seama cu ce se hrănesc animalele astea aici. Probabil că au învățat să pescuiască crustacee din ochiurile de apă. Dar de ce să se îndepărteze de coastă? Asta mă intrigă cel mai mult. Au luat-o razna? Nu prea cred. O altă sursă de informare este Marshall B. Gardner, care a scris O călătorie spre interiorul Pământului, în care îl citează pe Dr. Nansen în legătură cu eschimoșii. Iată ce spune Nansen. Eschimoșii spun că au venit din interiorul Pământului, dar locul exact nu au putut să-l numească atunci când au fost întrebați de norvegieni de unde vin. Gardner citează din al doilea volum scris de Nansen în Ceața Nordului. Deja am spus că numele norvegian Skrelling, dat eschimoșilor, probabil a fost utilizat la început ca să desemneze zâne sau creaturi mitice. Mai mult, atunci când islandezii au dat peste eschimoși în Groenlanda, i-au numit troli, care este un termen vechi ce desemnează diverse ființe supranaturale. Willis George Emerson amintește în cartea sa biografică Zeul de fum o poveste norvegiană. Este vorba despre doi pescari, tată și fiu, care pescuiau cu barca lor în Oceanul Nordic. O furtună puternică îi aduce până la marginea deschiderii polare nordice. Era în 1829. Timp de 2 ani, Olaf Jansen, fiul, povestește că au trăit în interiorul Pământului împreună cu locuitorii acelor tărâmuri, care erau buni și curtenitori, înalți de 3 metri și jumătate. Apoi Jansen a spus că au ieșit din interiorul Pământului pe la deschiderea sudică. Numele cărții vine de la faptul că Olaf a descris soarele interior ca având o aparență difuză. O mulțime de lucruri vin în sprijinul adevărului care arată că Pământul este gol în interior. O descriere completă și corectă a planetei noastre este deci următoarea. Planeta Pământ este ca un balon, ca o minge goală în interior, care are două deschideri polare având un diametru de 2300 de kilometri, aflate la nord și la sud, și care au marginile curbate ce fac posibilă trecerea de pe o suprafață pe cealaltă, așa cum face o furnică când trece de pe o parte pe alta a frunzei. Grosimea peretelui planetar variază între 1100 și 1300 de kilometri, fiind mai mare spre poli. În centru se află un soare interior, cu un diametru de 1300 de kilometri, care răspândește o lumină difuză. De exemplu, când s-a stabilit că o echipă de reporteri și cameramani britanici de la BBC să facă o vizită în Antarctica, ei s-au confruntat cu o serie de probleme. Deși planul inițial, întocmit cu grijă cu mult înainte, includea un zbor direct din Africa de Sud spre Antarctica, care includea și o survolare a așa-numitei zone de inaccesibilitate, au trebuit să facă unele modificări de ultim moment. Au fost forțați să călătorească mai întâi spre America de Sud. Odată ajunși acolo, au descoperit că singurul zbor comercial care făcea curse spre Antarctica era operat de o companie americană ce transporta grupuri de 20-30 de persoane la baza americană McMurdo Station. Însă aceste zboruri se desfășurau numai în lunile de vară, iar atunci când în sfârșit au ajuns la bază, britanicii au fost tratați cu ostilitate de către americani. Un alt fapt interesant este că, datorită lipsei de sateliți de deasupra Antarcticii, toate rapoartele și prognozele meteo pentru această zonă erau realizate de la baza americană McMurdo Station. Acesta este însă un mod clar de îngrădire a scurgerilor de informații și a posibilelor dovezi fotografice pe care un satelit aflat deasupra polului sud le-ar putea furniza, așa cum s-a întâmplat în cazul deschiderii polare de nord. Dar monopolul american asupra Antarcticii a mers chiar mult mai departe. A fost semnat un acord între mai multe state interesate,
ca să nu se înceapă nicio prospecțiune geologică sau de altă natură în Antarctica, aceasta incluzând atât mineralele cât și petrolul. Nenumărate dovezi vin și din Rusia, unde se găsește aproape constant fildeș aparținând mamuților, mai ales în zonele nordice extreme situate dincolo de cercul polar. De sute de ani, comercianții vând astfel de relicve care se pare că abundă în acele zone. Dar acest fenomen este legat de un altul, poate mai uluitor. Mamuții întregi au fost găsiți congelați în blocuri de gheață în Siberia și alte regiuni situate dincolo de cercul polar. Unii dintre ei mai aveau încă în gură smocuri de iarbă verde. Există astăzi dovezi care arată că acest perete al Pământului nu este solid și plin de materie, așa cum se spune, ci seamănă mai degrabă cu un parmezan plin de peșteri și tunele subterane care se interconectează. Unele dintre aceste tunele conduc către lumea interioară, către interiorul Pământului. Ne gândim acum la celebra poveste a lui Jules Verne, intitulată O călătorie spre centrul Pământului, scrisă în 1864. Acolo este descris atât de clar acest lucru, încât parcă autorul cunoștea în detaliu aceste realități. De asemenea, sunt de amintit și uluitoarele similitudini între povestea aceluiași Jules Verne de la Pământ la Lună din 1865 și prima misiune americană spre Lună, Apollo 11 din 1969. Cele două evenimente seamănă atât de mult încât aproape se identifică, deși se află la o distanță de mai mult de un secol. Datele furnizate de autorul francez în povestirea sa coincid în proporție de 99% cu cele ale misiunii americane. Ca să nu mai vorbim de uluitoarea poveste 20.000 de leghe sub mări, în care se prezintă primul submarin, Nautilus. Oare Jules Verne a avut acces la aceste adevăruri? Ipoteza coincidențelor este exclusă. Dar aceasta nu este totul. Falia tectonică San Andreas din California, Statele Unite, este în centrul atenției și ne poate oferi câteva informații uluitoare. Încă din 1950, guvernul american a trimis numeroase misiuni de cercetare a topografiei submarine a coastei de vest a SUA, concentrându-se asupra Californiei. În timp ce cartografiau zona, echipele au descoperit că placa continentală californiană este garnisită cu multe caverne și pasaje uriașe. Unele sunt atât de mari încât un submarin poate naviga prin ele. După un timp, s-a descoperit că unele dintre ele se întindeau până sub statele Utah și Nevada. Dar s-au făcut multe cercetări în ceea ce privește conținutul Pământului. S-a concluzionat că modelul matematic, care este cel mai credibil pentru a reda structura unei planete, este chiar acesta. Planetele sunt goale în interior. De altfel, cu tremurele care au rezultat ca urmare a tragediei din sud-estul Asiei, tragedie cauzată de un cutremur de 9 grade pe scara Richter, demonstrează că peretele planetei încă mai vibrează și produce astfel cutremure și în alte zone. Leonhard Euler, matematicianul de geniu al secolului XVIII, a demonstrat pe baza unui model matematic că Pământul este gol în interior și că în centrul acestui gol se află un mic soare. Dr. Edmund Halley, celebrul descoperitor al cometei care îi poartă numele și astronom regal în Anglia secolului XVII, era convins că Pământul este gol. Recente fotografii ale planetei Marte demonstrează că în timpul verii marțiene, una dintre calotele polare se micșorează foarte mult, în timp ce cealaltă crește datorită iernii. Unele dintre fotografii arată că zona glaciară polară, pe timpul verii, se restrânge atât de mult încât lasă să se vadă un perimetru, o margine, circular negru, care nu este altceva decât deschiderea polară. Așa cum e de așteptat, soarele interior al planetei Marte
asigură acolo o climă mai caldă decât există pe suprafața exterioară a planetei, astfel încât la cele două deschideri polare se formează mase compacte de nori datorită întâlnirii între aerul cald din interior și cel rece din exterior. Așa se explică și variația mare a suprafețelor glaciare polare ale lui Marte, de-a lungul anului marțian, care este de două ori mai lung decât cel pământean. Prin urmare, pe timpul verii marțiene, calota polară dispare total, iar ceea ce se vede nu este decât o masă compactă de nori, care însă nu acoperă total deschiderea polară către interiorul planetei și lasă să-i se vadă marginea. Nu în ultimul rând, aurora boreală și aurora australă sunt formate datorită interacțiunii particulelor fotonice emise de soarele interior cu vântul solar exterior, trimis de soarele sistemului nostru solar, și care ajunge în zona polară. Aceasta explică și prezența aurorelor pe alte planete sau sateliți care nu au atmosferă, cum este Luna. Într-adevăr, aurorele polare au fost observate nu numai pe Pământ, dar și pe Marte, Lună și Jupiter. Prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Vă doresc numai bine până data viitoare, când vă aștept cu mare drag. Pe curând!